PNL Călăraș a organizat petreceri pentru a marca Ziua Femeii alături de domnele și domnișoarele înscrise în partid. Vicepremierul interimar Raluca Turcan a fost oaspetele de onoare al organizației municipale a PNL Călăraș. Aici, în această seară, este prezentă o parte a organizației municipale PNL Călăraș, cea mai mare și cea mai puternică din județ. Ia să auzi niște aplauze! Avem un oaspete de seamă, așa cum sunt și ceilalți pe care o să-i prezinte eu sau Alina. Și aș vrea să-i mulțumim pentru efortul care l-a făcut să fie în seara asta alături de noi, doamnei viceprim-ministru, Raluca Turcan. Aplaudăm mai tare! Avem alături de noi și-l invit aici pe Liviu Brătan Brătescu, scuze, de la Ministerul Culturii. Invit în scenă, pentru că nu văd aici, pe ministrul secretar de stat Dragoș Coman. Hai să-l aplaudăm. Să-l invităm și urăm bine a venit la Călăraș domnului Emil Dumitru. Haideți să-l aplaudăm! Ministrul, secretar de stat la agricultură. Bine ați venit! Îl invităm și pe Alex Vasile, subsecretar de stat, mândria tinerilor noștri. Bine ai venit, Alex! De asemenea, face fotografii acum Adrian Stoica. Bine ai venit! La fel lucrează cu Dragoș la Ministerul Tineretului și Sportului. De asemenea, altă nominalizare pentru care trebuie să-i mulțumim domnului președinte al organizației județene, domnului senator Filipescu și domnului Barbu. Nominalizarea este a lui colegului nostru Alin Drăgulin, să-l aplaudeți și voi! Subsecretar de stat. Eu sunt președintele organizației municipale, pentru cei care ați uitat între timp. Termin speech-ul aici, pentru că avem în dreapta și în stânga mea oameni deosebiți, oameni care vor să vă ureze o primăvară frumoasă. O să-i dau cuvântul anfitrioanei noastre din această seară, lui Alina Jipa, care s-a pregătit o săptămână, să vedem ce e și în seara. Să vă doresc petrecere frumoasă! Și rezultate cât mai bune la vară! Bună seara, doamnelor, bine ați venit și să nu uităm că este martie, este început de primăvară și înseamnă un nou început. Domnilor, să știți că primăvara începe cu noi, femeile. Și să nu uitați că fiecare început de drum trebuie să-l pornim cu respect și cu onoare față de tot ce facem noi, femeile, în viața dumneavoastră. Să construim un nou început alături de dumneavoastră, cu speranța că în viitorul foarte apropiat, roadele muncii noastre, politice, se vor concretiza. La mulți ani, doamnelor, să fiți sănătoase, să fiți iubite pentru tot ce sunteți dumneavoastră și pentru tot ce reprezentați pentru cei din jurul dumneavoastră. Pentru că vreau să dau ocazia fiecărui coleg să vă transmită toate gândurile bune, am să încep cu domnul președinte Daniel Drăgulin. Sărbuna, bună seara, bine v-am găsit, doamnelor și domnișoarelor! O primăvară frumoasă, sufletele dumneavoastră să fie încărcate de energie pozitivă, iar noi, cel puțin eu, în calitate de bărbat, vreau să vă rog să ne iertați pe noi bărbații, dacă greșim vreodată. Niciodată.
și să le acceptați așa cum suntem. Mă bucur enorm de mult că avem alături colegi și mai ales persoana doamnei Raluca Turcan, viceprim-ministru al partidului. Să felicităm numai în calitate că viceprim-ministru și calitate de președinte organizației Sibiu, care a obținut rezultate deosebite la toate alegerile pe care le-a făcut până acum. Și o să-i aruncăm o mânușă și să știți că și județul Călăraș se va bate pentru loc fruntaș. Asta datorită dumneavoastră, celor din sală și nu numai. Și pentru că sunt o multă sărăcie omului, vreau să vă urez sănătate, liniște sufletească, o primăvară după chipul și asemănarea voastră și în ultimul rând, multă, multă sănătate, înțelegere și putere de muncă. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Nici nu știu ce ocor bine. Știu că toată lumea așteaptă să o asculte pe doamna Raluca Turcan, pentru că ne-a onorat de fiecare dată cu prezența dumnei și vă place la nebunie când vine dumnei. Bună seara, bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că am reușit să ajung în mijlocul dumneavoastră în această seară, la început de primăvară, și le mulțumesc colegilor mei din biroul de conducere că mi-au adresat această invitație și vă spun cu mâna pe suflet că îmi pare bine. Am întâlnit doamne minunate, doamne luminoase, pozitive, doamne muncitoare, un adevărat imbold pentru rezistența femeii în politică și vă mărturisesc pe domnii rog să astupe urechile, că mi-e drag să fiu într-un context politic unde în sfârșit și domnii par în minoritate. Așadar, doamnelor, la mulți ani! Pentru că suntem și familia politică a Partidului Național Liberal în Călăraș, vă doresc ca această primăvară, dincolo de satisfacțiile personale pe care îmi doresc să le aveți, mi-aș dori să aveți și satisfacții politice. Pentru că, până la urmă, satisfacția ar trebui să vină ca și rod al muncii dumneavoastră și spiritul pe care l-am simțit în această seară, cu toate că am mai fost și înainte la dumneavoastră, parcă e cu totul și cu totul special și prevestește un rezultat foarte bun. Vă doresc mult succes! Să faceți competiție! Să faceți competiție serioasă organizației PNL Sibiu pe care o conduc, da? Să fim acolo în top cu toții. Să faceți cinste Partidului Național Liberal, pentru că dacă PNL-ul va obține un rezultat bun, înseamnă că fiecare om pe care dumneavoastră îl reprezentați și în această seară, dar și în activitatea politică, va avea o satisfacție și o bucurie și va primi un răspuns la încrederea pe care ne-au acordat-o fiind alături de Partidul Național Liberal. Vă îmbrățișez, doamnelor, vă mulțumesc, domnilor, vă doresc mult succes, o primăvară minunată și victorie în următoarele alegeri. Mulțumim foarte mult pentru toate încurajările, pentru noi ne contează foarte mult și suntem extrem de onorați. Domnul senator Filipescu. Da, mulțumesc, bună seara tuturor. Întotdeauna mi-a fost drag să fiu înconjurat de fete și de femei. În seara asta chiar este o seară excepțională. Vă mulțumesc tuturor că ați venit la acest eveniment care este al vostru și pentru care și eu și colegii mei ne înclinăm în fața dumneavoastră, care sunteți mame, care sunteți bunici, care sunteți tinere căsătorite și vă urăm să aveți o viață lungă și o viață frumoasă. O viață lungă și o viață frumoasă în PNL. Vă anunțăm că suntem pregătiți de bătăliile care vin. Ne bazăm foarte mult pe flerul vostru și pe influența pe care întotdeauna femeia o are în familie. Dacă facem o socoteală, câte colegi din PNL avem aici și câte o să avem și mâine seară, probabil că am câștigat deja alegerile.
pentru că întotdeauna conduce în casă bărbatul, dar cu mintea femeii. La mulți ani, doamnelor! Mulțumim în casa voastră! Vine de la Iași, este colegul și prietenul meu, Liviu Brătescu, ministru secretar de stat în Ministerul Culturii. Iar cum mie îmi place să definesc cultura ca fiind ne cultivă mintea, deci cultura înseamnă cultivarea minții, este un minister drag mie și vreau să-l rog pe Liviu, care a venit cu alți doi prieteni de la Cluj și de la Craiova. Deci avem din toate colțurile țării oaspeți să vă ureze la mulți ani. Liviu, te rog! Să rămânem doamnelor, domnișoarelor, bună seara, domnilor! Dacă aș începe scurta mea intervenție prin a vă mărturisi faptul că sunt teribil de emoționat în seara aceasta, probabil cineva ar considera că e o tehnică de captație benevolente a subsemnatului. Nu, nu e vorba de așa ceva, chiar sunt emoționat. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să vi le transmit, nu înainte de a-i mulțumi prietenii și colegii mele, Alina Jipa, din cadrul Comisiei Naționale de Cultură a Partidului Național Liberal pentru această invitație, dar și celor doi președinți, domnul Drăgulin și domnul Ivanciu, și în ultimul rând domnul Răducu Filipescu, care ne leagă o veche prietenie. Ei bine, dincolo de aceste mulțumiri către organizatori, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care sunteți aici, pentru faptul că prin munca pe care ați depus-o în cadrul celor două campanii din anul 2019, ați creat și dumneavoastră un context politic care a permis ca Partidul Național Liberal să ajungă la guvernare, iar în același context politic subsemnatul să ajungă secretar de stat la Ministerul Culturii. Și pentru faptul că dețin această onoare și această demnitate astăzi în cadrul Guvernului României și datorită dumneavoastră a munții și a sacrificiului pe care le-ați făcut în anul 2019, dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul. În societatea românească, o societate, vă spun eu, istoric, asta dominată de o cultură puternic patriarhală, doamnelor, nu este ușor deloc să facă politică, știu asta. Și pentru toată abnegația pe care o arătați în fiecare zi prin implicarea în cadrul Partidului Național Liberal Călăraș, iarăși vreau să vă felicit și să vă mulțumesc. Așa este, nu e ușor să faci politică reprezentanta genului feminin în România și uneori nici măcar în cadrul Partidului Național Liberal. Așa că vă felicit și pentru acest lucru. Și în ultimul rând vreau să vă mulțumesc pentru grija, răbdarea, dragostea pe care o arătați în fiecare zi pentru noi bărbații. Noi bărbații acestei națiuni. Și pentru că nu candidez la alegerile parlamentare la Călăraș, ci la Iași, îmi permit, sper totuși să nu supăr prea tare pe colegii mei aici de față, cei amintiți în primul rând, exprimându-mi dorința și convingerea că nu vor uita de dumneavoastră nici în celelalte zile ale anului. Mai precis, că își vor aduce aminte de dumneavoastră, nu doar de 8 martie. Vă mulțumesc, o seară frumoasă, o primăvară frumoasă. Mulțumim, Liviu, pentru gândurile bune. Am să-l rog pe Dragoș Călărășan și ministru secretar de stat în Ministerul Tineretului. Vedeți ce frumos și băieța și deștepți. E cam bun. Doamnelor, dacă v-aș spune că pentru o femeie aș putea renunța la orice, mă crede? Dar dacă v-aș spune că cele mai frumoase simțiri, doamnelor, cele mai frumoase simțiri ale mele sunt legate de femei. M-ați crede? Fie că sunt olfactive, fie că sunt vizuale, fie că sunt tactile. Mă credeți că sunt legate de femei? Mă bucur.
Așa este. Dumneavoastră ne dați tot ceea ce avem. Ne dați tărie, ne dați forță, ne dați puterea de a continua. Dar ce îmi doresc foarte mult e ca... E mai drumat, da. E ca dumneavoastră să aveți încredere în ceea ce sunteți. Văd colegii mei, mă refer la bărbați aici în față, că afișează așa o atitudine puternică. E adevărat. E adevărat. Dar haideți să vă spun ceva. Gândiți-vă bine la cei dintre noi pe care ne cunoașteți, analizați-ne și spuneți-mi că nu e adevărat când spun că slăbiciunea oricăruia dintre noi este o femeie. O femeie. Doamnelor, tot ce este mai frumos pe acest pământ se datorează dumneavoastră. La mulți ani! Așa-i tânăr, își venit. Ați văzut că nu degeaba a ajuns ministrul secretar de stat. Felicitări! Un alt coleg, ministrul secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru, frumos și el deștept, e al nostru. Emil? Sărut mâna, bună seara! Noi suntem de la agricultură, nu de la cultură, dar sigur că mă bucur tare mult să fiu în seara asta invitatul dumneavoastră. Sunt călărășan, sunt din localitatea Chiseleț, județul Călăraș. Deci m-am autoinvitat în seara asta și eu cred că, în primul rând, vreau să vă transmit un mesaj de la mulți ani, să aveți o primăvară frumoasă. Noi, agricultorii, ne gândim să avem recolte bune, să reușim să facem lucruri bune pentru ca satul românesc să nu dispară, să consolidăm o clasă de mijloc în agricultură și, de ce nu, să avem cât mai mulți șefi de exploatații agricole, doamne, pentru că de nenumărate ori am văzut atunci când doamnele conduc afaceri în agricultură, multe investiții, multe reușite și eu cred foarte mult că egalitatea de gen ar trebui să treacă de la mesaj la fapte, motiv pentru care eu cred că Partidul Național Liberal, pe listele pe care le va propune pentru alegerile parlamentare, va propune un procent semnificativ crescut de doamne, ca să avem cât mai multe parlamentare din partea doamnelor și vă urez să aveți o primăvară frumoasă. Alături de Dragoș întotdeauna ne consultăm atunci când ne gândim la județul nostru și cred foarte mult că Partidul Național Liberal, prin modul de a face politică, o politică bazată pe valoare, pe resursă umană și pe interes general, va reuși să transforme în mod decisiv România în viitorii 4 ani. Vă mulțumesc și o seară bună! Yeah.
cu înșel, dar și cu lecția cura.